Obiectivele propuse pentru șantier sunt amenajarea unui parc de 700 de metri pătrați echipat cu mobilier și echipament pentru parcuri de joacă, adaptat nevoilor copiilor, precum și renovarea cantinei complexului. Proiectul va fi implementat de o echipă de 13 voluntari din partea asociației, cărora li se vor alătura și câțiva reprezentanți locali. În intervalul 2007-2013, Asociația Ateliere Fără Frontiere a realizat 7 astfel de șantiere în mai multe județe din țară, în urma cărora au rezultat peste 3.000 de beneficiari, 180 de voluntari, 6 terenuri de sport realizate și echipate și 5 săli de informatică dotate.